Senatorul romașcan social-democrat Dan Manuliu este de părere că pentru susținerea proiectelor de infrastructură ale Moldovei este absolut necesară o colaborare între parlamentarii tuturor partidelor politice. S-au alocat bani pentru studiul de fezabilitate la ceea ce înseamnă autostrada Târgu Mureș-Iași și drumul rapid Pașcani-Ploiești. Au fost alocați bani pentru centurile ocolitoare de la Bacău și de la Suceava, care sunt într-un stadiu mai avansat cu licitări pentru execuții la Bacău. Urmează să fie repuse în discuții și o să așteptăm să ajungă la comisia noastră, la comisia mea, cel puțin unde face o parte. Care comisie? Comisia de Transporturi și Energie, pe cursul acela de administrație regională și privatizare, așteptăm să vină masterplanul, propunerea de masterplan și modificări care sunt în acel masterplan și vom încerca acolo să, ca să spun așa, să dăm un impuls astfel încât discuțiile privitoare la autostrada Târgu Mureș-Iași se capete o urgență mai mare. E o încercare a noastră. Sigur că facem tot pentru ceea ce înseamnă romanul și neamțul. Senatorul romașcan își dorește un dialog și cu cei din conducerea primăriei în vederea găsirii unor soluții de susținere a proiectelor de infrastructură pentru municipiul roman. Pe alt palier și în altă direcție, în momentul în care primăria va avea un dialog cu parlamentarii PSD, atunci vom da soluțiile și vom încerca să aducem finanțare pentru, sau vom spune modalitățile prin care se poate obține finanțare pentru o serie de proiecte privitoare la oraș. Lipsa de dialog, așa cum știți, și la lucruri care nu fac bine nici cetățenilor romanului, nici cetățenilor județului. Eu poate acum înțelegeți de ce am întins acea mână privitor la alegerea de viceprimar către administrația locală. Cel mai ușor în acest moment este pentru actuala conducere a primăriei a arătat cu degetul în partea cealaltă, dar fără a solicita și niciun fel de dialog. Senatorul social-democrat crede că parlamentarii de Neamț vor fi conștienți de faptul că va trebui să se treacă peste interesele de partid în vederea găsirii unei căi de dialog pentru susținerea marilor proiecte de infrastructură ale zonei.